Mobilizare impresionantă astăzi la sediul USL Prahova. 1000 de prahoveni au luat drumul capitalei, unde la ora 15:30, alături de colegii veniți și din alte colțuri ale țării, vor participa la un meeting de protest împotriva actualei guvernări. Mișcarea de astăzi a fost una separată de cele organizate de câteva zile încoace de cetățeni. Înarmați cu pancarde și guarne, oamenii sperau ca măcar astăzi cererile lor să fie auzite de către guvernanți. Plecați spre București? Da. Cu ce v-ați înarmat? Văd că aveți o goarnă și o plancartă. Credeți că va fi suficient să fiți și auzită de guvernanți? Da, sperăm să fim auziți, pentru că de 20 de ani încoace ne-a ajuns cuțitul la os, cum se spune. Deci mie mi-a plecat copiii să muncească în altă țară, pentru că nu au niciun viitor aici. Aveam și eu un nepoțel și ca orice bunică doream să fie lângă mine. Și a trebuit să plece cu taicăsul și cu maicăsa ca să muncească acolo. Și pentru ei vreau să fac lucrul ăsta, ca să poate să o schimba ceva în țara asta, să vină înapoi în țara lor. Veți fi auzită cu goana aceasta? Sper. Dar să vedem ce putem face. Nu... Ce speranță aveți? Ce speranță? Ca să-l dăm jos pe Băsescu. De ce? Pentru că nu se mai poate. Eu am lucrat 33 de ani. Am lucrat ca sudor. Și am o pensie. Aveam 7 milioane și ceva, cum să zice. Și mi-a luat din ei, mai am 5 milioane și 300. Să plătești și întreținere, să iei și medicamente. Pentru locuri de muncă, să facă locuri de muncă pentru tineret. Da. Să o duce mai bine. Băi, oricum... Pentru că... E foarte greu. Nu numai locuri de muncă, văd că s-a apucat să taie și banii pentru copiii handicapați. Ai probleme cu el. Și atunci noi ce facem? Ați luat atitudinea asta. Da. Organizatorii spun că banii pentru efectuarea drumului spre București a fost asigurat din buzunarele celor cu funcții în partid. 1000 de persoane. Da, aici. Cum plătiți transportul? Păi am spus, ne-am împărțit fiecare cât am dat fiecare. În jur de 50-60 de lei. Nu așa mult. Chiar... Adică 5 lei? Nu. Nu. 50-60 de lei. Din tot județul. Din tot județul Prahova. Păi... Cam câte persoane? Păi noi am mobilizat 1000 de oameni de la PNL. Și sunt toți. Au venit toți? Da, au fost cereri pentru mai multe persoane, dar nu au venit să se înscrie pe liste și atunci n-am avut ce să fac. Nu că i-am refuzat, le-am explicat că... Politicos, că nu puteam să... Noi când am făcut mobilizarea, nu i-am chemat cine vrea să vină. I-am chemat să se înscrie pe listă ca să fim organizați. De la Ploiești au plecat spre capitală 3 autocare pline ochi de protestatari veniți din toată Prahova, toți simpatizanții USL.